zile în România. Primirea oficială are loc pe platoul Marinescu al Palatului Cotroceni. Acolo urmează fotografia oficială și discuțiile dintre cei doi președinți. Tot astăzi, după ora 13, cei doi șefi de stat vor susține o declarație de presă. Discuțiile dintre cei doi înalți oficiali vor viza cooperarea economică și cea din domeniul sănătății, educația privind Holocaustul, dar și schimburile culturale. Președintele israelian a salutat Garda de Onoare de la Cotroceni și va susține mâine un discurs în plenul reunit al Parlamentului de la București. Vizita are loc în contextul aniversării, la 11 iunie, a 73 de ani de relații diplomatice neîntrerupte între România și statul Israel. Președintele Rivlin va fi însoțit în țara noastră de o delegație de 60 de oameni de afaceri și lideri din domeniul economic. Diseară, președintele israelian va avea o întrevedere oficială și cu premierul Florin Câțu. Vizita președintelui israelian Rivlin la București are loc după ce Knessetul, Parlamentul israelian, l-a ales pe Isaac Herzog drept noul președinte al țării. Acesta își va prelua mandatul pe 9 iulie.